Situația economică a regiunea transnistreană continuă să se înrăutățească, potrivit portalului novostipmr.com. În primul semestru al anului, veniturile la bugetul regiunii au scăzut cu 36%, conform așa numitului ministru al finanțelor din regiune. De la începutul anului în buget au ajuns 388 de milioane de ruble locale, cu 154 de milioane mai puțin decât în perioada similară a anului trecut. Potrivit sursei, încasările din taxele vamale s-au diminuat de la începutul acestei luni cu 61%. Probleme sunt și la bugetul asigurărilor sociale. Aici veniturile s-au diminuat cu 28 de milioane de ruble locale.